Bună, dragă mea urmăritoare! Ia uite ce o să-ți arăt eu în acest scurt tutorial. O să-ți arăt o nuanță de la Monli Termo, care îmi place foarte, foarte mult și vreau să vezi și tu cum o aplic și ce rezultate îmi dă pe urmă. Nuanța, după cum ai putut observa, este Party Starter și îmi place foarte, foarte mult. Eu cu clienta pot să spun că ne distram foarte tare în timpul aplicării, pentru că ni se părea foarte, foarte ciudat să pui în lampă la uscat și să ieși cu o altă nuanță pe unghiuță. Iată, draga mea, cum aplic de frumos culoarea în cuticulă și foarte, foarte aproape de canalul de creștere. Culoarea nu curge pentru că are o consistență superbă și este și foarte pigmentată. Dacă dorești să primești o reducere de 15% pe site-ul monli.ro, o singură dată poți folosi codul meu IONELA15, scriindu-l în secțiunea comentarii și vei primi o reducere de 15%, iar mai apoi vei fi recompensată cu puncte de fidelitate pe care le poți folosi de fiecare dată la următoarea ta comandă. Ia uite ce minunat e! La rece e gri, iar la cald e mov. Superb, nu? Mai arăt încă pe unghiuță și trecem la o altă nuanță, pentru că mai am una tot așa de la Monli. Se numește Serendipity. Ea este o nuanță de maro spre gri la rece, și apoi se transformă la cald într-un crem, să-i spunem așa. Mai vreau să spun, draga mea urmăritoare, pe lângă aceste informații și pe lângă minunatele mele oje, care ți le arăt de această dată în realitate, cum le aplic și cum arată pe unghiuțe, față de unul dintre tutorialele anterioare în care ți arătam pe palete. Vreau să-ți spun despre faptul că, dacă cumva nu ai știut până acum, eu sunt, hai să nu zicem trainer, sunt profesor de unghii tehnice și predau cursuri, iar dacă îți place ceea ce vezi la mine aici pe YouTube și ești mulțumită, te atrage vocea mea, felul cum îți explic aici gratuit, dar permite, fă comparație cu bănuții pe care îi dai la cursuri, aștept să-mi scrii în privat pe Facebook-ul meu sau pe Instagram-ul meu sau, nu știu, să-mi lași un comentariu sub acest video. Dacă dorești mai multe detalii despre cursurile care le țin eu, țin cursuri de bază și de perfecționare, însă pe acest an mai am programat trei cursuri de bază, unul în 8, 9, 10, 11 octombrie, următorul în 5, 6, 7 noiembrie și cel care mă aștept să fie full, asta pentru că deja este o persoană înscrisă la el, în decembrie, 27, ziua mea de naștere, 26, 28, 29 decembrie. Da, atunci cred că o să fie destul de full, deoarece lumea este liberă, nu merge la lucru, nu merg la școală elevele și plus foarte multă lume care vine din străinătate de sărbători acasă și ar vrea să facă un curs. Iată, Serendipity, următoarea nuanță care ți-o prezint în acest tutorial. Sincer, sincer, acest scurt tutorial l-am făcut doar ca să am ocazia să vorbesc cu tine, draga mea, pentru că am observat, am primit foarte multe mesaje pe Facebook cu ceva de genul: bună, tu ești acea dascălu care ești pe YouTube? Pe bune, ții cursuri? Eu nu am știut că tu ții cursuri. Deci știam că ții cursuri. Uite, veneam la tine în loc să mă duc la X care nu m-a învățat și așa mai departe. Știți voi mai bine povestea. Și mie nu vine să cred că nu mi-am făcut reclamă până acum pe canalul meu de YouTube, care este al meu și pot să-mi fac câtă reclamă vreau eu. Nu mi-am făcut reclamă că țin cursuri. Așadar, draga mea urmăritoare, țin cursuri și aștept să mă întrebi în privat despre cursuri. Dacă ești interesată, să te înscrii la unul dintre cursurile mele în Bistrița, deocamdată doar în Bistrița, la salonul meu unde lucrez. Grupa maximă este de 6 persoane, grupa minimă este de 2 persoane. Prețurile sunt destul de acceptabile. Și iată, Monli Serendipity. Până data viitoare, draga mea, te pupăcesc. Zâmbet pe față și nu mai știu ce. Pupici!